Timp de 4 zile, în comuna suceveană Ciocănești, a avut loc cea de-a 14-a ediție a Festivalului Național al Păstrăvului. Și în acest an, organizatorii, Primăria și Consiliul Local Ciocănești, alături de Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural Bucovina, Centru pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Suceava, le-au oferit turiștilor, dar și locuitorilor din această localitate, un eveniment la superlativ. Prima zi a festivalului a debutat de la ora 11, când a avut loc deschiderea târgului artizanilor, iar apoi artistul plastic Radu Bercea a vernisat expoziția intitulată Bistrița Aurie. Poate cel mai așteptat moment a fost deplasarea cu pluta pe Bistrița Aurie, care a început de la ora 15. Seara s-a încheiat cu un spectacol semnat Nicu Alifantis, Mihăiță Rusu, Ștefania Iacob, împreună cu poetul Sorin Poclitaru. În a doua zi a festivalului, organizatorii au pregătit o incursiune în munții Suhardului, la mănăstirea Sfânta Cruce și la stâna turistică din zonă. La stână au putut servi caș și urdă, dar și un miel jintuit. Astăzi turiștilor le-am pregătit câte o farfurie cu caș și cu urdă, ca să guste din produsele noastre tradiționale din zona noastră de aici, și o tocăniță, o ciorbă propriu-zis de carne de miel, cu jântuit. Toate produse aici la stână din mei, adică mei de aici din zonă, toate produsele de aici din zonă. Care este secretul acestei ciorbe? Secretul acestei ciorbe este multă îndemânare. Viceprimarul comunei Ciocănești, Marcel Șcheul, a spus că turiștii au rămas plăcut impresionați de activitățile propuse în cadrul festivalului. Turiștii sunt foarte încântați de această incursiune în masivul Suhard, care cuprinde o vizită la mănăstirea Sfânta Cruce și după care o excursie până la una din stânile din masivul Suhard, unde are loc o degustare de produse tradiționale, brânză, caș de oaie și miel înjântuit în smântână, preparat de un exclusiv bucătar de aici, de la stână. De la ora 14 a avut loc vernisajul expoziției de pictură tradițională pe sticlă semnată Maria Constantinescu. S-a propunerea domnului primar Radu, pentru că la început m-am gândit că cine știe, poate că n-aș putea să particularizez aceste picturi pe sticlă, pentru că în fiecare zonă a țării mai pun ceva, dacă nu am zis cum adică să nu particularizez dacă sunt puișorii pe case. Și acest puișor, pentru că nu le-am spus pe nume, le-am spus puișor, au realizat aceste chenare. Sunt doar două icoane. Adormirea Maicii Domnului și Iisus, Maica Domnului Iisus în brațe. Dar pentru că au particularizat fiecare pictură și niște capodopere. Dacă vă uitați atent, aveți senzația că sunt multe tipuri de pictură, dar sunt doar cele două. Acest proiect o să continue pentru că eu m-am îndrăgostit de Ciocănești și sunt foarte fericită și nu, eu nu fac complimente gratuite, că nu cântă bogoșul băgat cu inima lui. Dar sunt foarte fericită că aveți așa un primar. Ea spune domnia sa, dar știe că e așa. Deci, la anul, fundația mea care se numește Suflul Luminii, pentru că lumina este Dumnezeu. Cum spune în crez, lumină din lumină, Dumnezeu adevărată, din Dumnezeu adevărat. Împreună cu primăria satului, comunei Ciocănești, realizez eu împreună cu domnul primar, prima manifestare internațională. O să fie o expoziție cu banii Uniunii Europene.
după care o să o itinerăm. Un eveniment care se întâmplă în fiecare an a demarat de la ora 14:30, respectiv popularea cu păstrăv a Bistiței Aurii. După acest moment, invitații primăriei, respectiv vicepreședintele Consiliului Județean Viorel Seredenciuc și deputatul Angelica Fădor, s-au adresat participanților. Vreau să vă spun că am mai fost la sărbătoarea păstrăvului câțiva ani în urmă. S-a schimbat sărbătoarea păstrăvului. Și s-a schimbat odată cu schimbările din lumea în care trăim. Dacă până acum principala activitate era cea dedicată păstrăvului, astăzi și datorită strădaniei domnului primar, activitățile sunt mult diversificate, multe dintre ele sunt îndreptate spre cultură, spre artă și, bineînțeles, spre creșterea păstrăvului. Ce m-a bucurat foarte mult, că am văzut această statuie a lui Ștefan cel Mare astăzi dezvelită la dumneavoastră. Întreg județul Suceava trebuie să lupte pentru cele două simboluri majore ale județului. E vorba de domnitorul Ștefan cel Mare și de Bucovina ca și denumire de regiune. Din suflet mă bucur să fiu astăzi aici în mijlocul dumneavoastră și pe această cale țin să-i mulțumesc domnului primar pentru invitația pe care mi-a adresat-o. Alături de dumneavoastră astăzi am văzut o adevărată lecție de istorie. O lecție de istorie care a ajuns în sufletele fiecăruia dintre noi. Felicitări, domnule primar, felicitări, dragi locuitori ai comunei Ciocănești, pentru că știți să păstrați nealterate tradițiile și obiceiurile, pentru că știți să păstrați nealterată istoria noastră care ne face atât de multă cinste. Felicitări și dumneavoastră tuturor celor care știți să vă împodobiți casele atât de frumos, pentru că în ultima perioadă localitatea Ciocănești a devenit un adevărat muzeu în aer liber. Felicitări încă o dată, vă asigur de întreg sprijinul meu în toate demersurile pe care domnul primar le va realiza de acum încolo și să aveți o zi frumoasă, zile frumoase în continuare. Cei mai meritoși dintre pescari și-au primit premiile de la ora 15, iar de la ora 16 a fost dezvelit un monument închinat domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Să sfințești acest monument închinat Sfântului Ștefan cel Mare, voievodul nostru, prin stropirea cu această apă sfințită, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Preotul Mihai Țehanciuc, împreună cu tinerii din Botoș, au reușit să-i teleporteze pe turiști în perioada voievodului Ștefan cel Mare printr-o scenetă. Să țineți minte cuvintele lui Ștefan Vodă, care v-a fost pașul atunci vă plinețe. În Moldova, la fost astră moșilor mei, este mașină sa voastră, sau mașinilor, sau mașinilor, mașinilor voștri, în locul mașinilor. Eu vă las în grijă mare, Dumnezeu ce sfânt, și veți vedea că vine prin dușmane să vă uit, să strigați atunci la mine, să-i sări și din mărmâni. Seara s-a încheiat cu un spectacol a rapsodului profesor universitar doctor și invitat special Grigore Leșe. Cântă cu bubată vina de răsună Bucovina. Vina de răsună Bucovina. Cântă tron brădot de răsună în Cernăuț. Bucovina plai cu flori, unde sunt aii tăi fecioari. Artistul Grigore Leșe a afirmat că a căutat întotdeauna ca prin spectacolele sale să se apropie de sufletele oamenilor. Am vrut să mă apropiu, de oameni, de sufletele oamenilor, cu lucruri, cu lucruri profund. România are nevoie în ziua de astăzi de manifestări profunde, de lucruri profunde. O societate
Unde ar fi? Nu poate merge înainte fără valori. Valorile duc înainte societatea. Dar vă spun, noi trebuie să ne punem întrebarea, noi românii, avem valori? Avem un sistem de gândire culturală care să ne permită o ieșire, o confruntare în Europa? Noi, zonă, tot să zicem, neamul meu, ce nu știu ce, vorbim de neamul nostru. Păi de când vrem, când nu vrem, în zonă de astăzi suntem într-un neam mai mare. Păi ce sunt slovaci? Sunt unguri, sunt cehi, sunt francezi, sunt italieni, suntem într-o comunitate europeană. Suntem într-un neam mai mare. Cine va învinge în acest neam? Va învinge neamul care va avea proiecte culturale îndrăznețe. În ziua de luni, cei prezenți la festival s-au putut bucura de o înfruntare între echipele de oină din județ, iar apoi Andrei Păunescu, împreună cu ansamblu Ștefan Vodă din Republica Moldova, Ovidiu Purtea Some și Călim Brătianu au oferit turiștilor o zi memorabilă. Ziua de 15 august, sărbătorită de creștini ortodoxi ca Sfânta Marie Mare sau Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, a debutat de la ora 8 cu Sfânta Liturghie la bisericile din Ciocănești și Botuș. Începând cu ora 13:30, organizatorii Festivalului Național al Păstrăvului i-au invitat pe scena din centru comunei pe Grigore German, Angelica Flutur, ansamblu Țărâncuța din Republica Moldova, Marius Gheanu și alții. Primarul comunei Ciocănești, Radu Ciocan, a afirmat că la fiecare ediție încearcă să îmbine activitățile de spectacol cu cele practice, dar și cu postul Sfintei Marii. Încercăm să adecvăm programul, perioada pe care o traversăm de post. Muzica folk se înscrie în ceea ce încercăm de vreo 4-5 ani să o readucem în atenție, pentru că și muzica folk înseamnă poezie, înseamnă sentimente și faptul că la Ciocănești a ajuns Șeicaru, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Nicu Alifantis, Andrei Păunescu și toți ceilalți de la Flacăra demonstrează că suntem pe drumul cel bun. Încercăm să îmbinăm activitățile de spectacol cu cele practice și popularea cu păstrăva bisericii produsă astăzi de noi, dar și ieri de alți pescari și coborârea cu pluta. N-am reușit anul acesta să ducem turiștii la mina turistică, deși o avem pregătită și acolo, și suhardul. Pentru noi toate sunt importante, este un pic mai greu într-adevăr, dar fiind o durată de 4 zile, avem timpul necesar să le desfășurăm pe toate și în urma acestor festivaluri noi rămânem cu și cu infrastructura, pentru că fiecare festival îl pregătești pentru oaspeți și te pregătești altfel decât în zilele obișnuite. Ați văzut acele porți, ați văzut statuia, alte lucrări de infrastructură pe care poate nu toată lumea le vede. Ținem foarte mult la partea de curățenie, nu admitem niciodată altceva decât meșteri populari autentici.